Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou clip din Forza Horizon 4. Suntem aici cu un Golf R2010, l-am câștigat în episodul trecut. O să-l facem să vedem, nu știu câți cai are, abia l-am luat. De ăsta are Ito, da, exact așa îl are Ito, de mă jucam cu el, dacă țineți voi minte. Dacă îl țineți minte, ceva de genul ăla are el, cam identic, aș putea spune. Bun, o să mergem să vedem câți cai are, la câți cai putem să-l ducem, ce putem să facem din el, dacă are body kit, oricum nu-i pun body kit. Și hai să vedem cum iese, nu uitați să apăsați acolo butonul de like și să-i dăm drumul la treaba aici. Chiar sunt curios. Ia, hai să vedem aici. Nu, am intrat pe garaj, nu, aici frumos. N-are body kit. E ok. Vreau să o las jos prima oară. Nu o fac de drift. O fac normală. E ok. Ce subțirele sunt roțile pe ea. Punem tot ce se poate pune. O facem la maxim. Nu m-am uitat câți cai are, dar o să vedem la final. Zic că citeze o foaia tot ce zic. De ce mă așa sunăm? Bun, uite, îi punem astea aici frumos. Dar ar trebui să-i pun, gen? Dacă-i schimb motorul, nu cumva mi le anulează pe astea. Hai să vedem de fapt ce motor are mai bine. 1.6. Ăsta e ăla de vă ziceam în clipul cu GTA. Dacă țineți minte și v-ați uitat la el, cam ursulețul la GTA și exact se aude ca motorul ăsta. I-aș lăsa motorul stock, îmi place cum se aude motorul stock. Nu știu ce motor are, dar... E tracțiune 4x4, el stock, băi, ești de mult la cap, n-am știut. Ce tare. O să las așa, deci la motor nu umblu. Îl las pe el stock. Aici am pus evacuare, asta n-am pus. Lăsăm motorul mașinii. Schimbăm doar interne pe aici, nu schimbăm tot. Și, de fapt, bine schimbăm interne. Cred că am schimbat și bloc motor și tot de pe aici. Nu. Așa. Știu că se anulează upgrade-urile dacă schimb motorul, dar asta m-am uitat întâi acolo. Bă, are launch-ul 10, bine, fiind 4x4, ceva normal. Dar chiar sunt curios câți cai dezvoltă mașina. Hai să vedem la jante, putem să-i punem... Ok, da, putem să le lățim. Îi punem cauciucurile de iarnă ca să putem să fie decent. Cât sunt pe spate? 235? 245. Bun, jantele... Wow! Sunt primele, dar parcă mi-au atras direct atenția cum vine cu mașina, știi? Îmi place. Da, nu, deja... N-am ce să mai fac dacă astea mi-au sărit în ochi prima oară. Băi, arată bine. Arată bine. Putem să modificăm ceva bări. ABT. Păi îmi place, asta e așa mai... Îmi place mai mult asta. Cum o să pui așa ceva pe mașină, știu. Bă, nu. Personal, ABT ce-o fi ăsta nu-mi place. ABT Sportline, pur și simplu nu-mi place mie. Așa. O să las așa, hai să vedem. Deci avea 200 de kW, avea 260 de cai mașina stock și am dus-o pe la vreo 500 și de cai. Dublu. Și. E bine. Bă, probabil că îți plăcea a doua, dar uite, mie personal nu îmi plăcea aia cu 4 evacuări. Îmi place așa. Hai să vedem, nu știu ce nuanță să o fac mașina, ce culoare. Ceva, deci și micuță... 577 de cai avem de la 260. E ceva. Uite, astea sunt ale ei originale. Interesantă.
Bine, dacă luăm Golful 4, uitați-vă cum se vede asta. Îmi place mult asta, e un fel de carbon. Nu am făcut nicio mașină full carbon, dar vremea nu-i trecută. Fac absolut tot, 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 tot full carbon. Sunt curios cum arată mașina la final. Ia, să vedem afară cum arată, sunt curios. Haide, tati, mergi. Mergi, bagă cărbun, dă cărbun să bagă. E oarecum mată, dar oarecum e un mat lucios. E ceva dubios la mijloc. Wow. E oarecum un gri ceva. Fuge, da. Nu te mă poți, mă pun să bagă, mă. Chiar fuge de la față de cum am luat-o, acum e aur. Opa. Chiar îmi place, uite, modelul ăsta e singurul care îmi place. Golfuri de astea așa. Bine, și 4 îmi place oarecum că poți să ai mulți cai, ca așa ca aspect nu îmi place cum arată, dar ăsta e chiar frumos, chiar chiar șmecheruț, aș putea spune. Două uși, frumos. Hai să vedem top speed-ul. Trebuie să mergem pe autostradă. Așa, nu o să vreau să-mi dau fast travel pentru că vreau să văd cum e mașina până pe autostradă. Oricum, foarte mult nu e. Avem intrare aici și dăm noi set route și avem, cred că vreo 3 km, ceva de genul. Dau vreo 8. Ok, de ce să merg înapoi? De ce să merg înapoi? A, de fapt merg bine, oarecum cred. Habar n-am. O luăm așa. Dar e înapoi. Facem frumos. Orică mai greuța a cincea. Bine, dacă nu prinde, nu știu, mă aștept să prinde un 300 și ceva la cai ăștia, o să-i descarc un tune de la de pe workshop, cum ar fi, și vedem atunci, că ea sigur le-au făcut ca lumea. Mă enervează când ești pe single player, frate, sunt prea multe mașini de genul. Ce naiba? Așa, aici trec drept, nu? 250, 60, are 7 trepte? Bă, dădu se duce, cred că are 7 trepte. Nu, nu are 7. Se duce, mă, copac direct. Pe ăsta mereu îl iau, cu orice mașină trec, aici direct mă înfig în el. Da, mă, e frumoasă mașina. Dar îi trebuia ceva culoare de aia, doar că dacă stăteam să-i fac cum am făcut pe mărțișor, pe R6, pe astea, dura extrem de mult. O să facem pe online dacă e. Da, se duce. Și e și micuță și stabilă. Deci e chiar super stabilă. Uite, poți să controlezi și pe acolo, și pe aici, frumos. Bam, pe șosea. 3 km mai avem. S-au dus repede aia 5. M-aș lucra dacă nu ai spamat. Dacă ai văzut că nu se răspunde prima oară, e clar că nu mi se pare o idee bună. Ba chiar aș putea să o numesc inutilă. Mă înțelegi? Mulțumesc frumos, trei lumea spamă. Dacă vă întrebați în live și pe Screencraft, adică dacă mă prindeți live când mă joc Forza, puteți să-mi dați idei. Și uite, cineva mi-a zis că, bă, mașina asta e rară, știi? Deci, mamă, dacă e rară, hai să facem un clip cu ea, sau ceva. Eu îl aveam pe la 2015, 2000, ceva de genul, cumpărat de pe shop, dar asta și că nu, a zis băiatul că nu-i pe shop. Bine, nu m-am uitat, dar oricum ar fi, îmi place cum arată, deci merge, băgăm. Dacă îmi place cum arată, nu contează cum e, că e rară, că nu e rară, facem clip cu ea, ne jucăm. Kilometru 70 și intrăm direct pe autostradă și decolăm. Era frumos dacă aveam un FOV, frate. Hai să facem o petiție de aia să facă ăștia FOV pentru Xbox. Pe PC există, nu cred că mare, dar există. Oricum, apropo, când o să mut studioul nou, o să s-ar putea să fie puțin mai diferit, gen clipul de Forza. Nu o să mai vedeți jocul cum îl vedeți acum, o să fie filmat ceva din alt unghi, cu tot cu monitor, cu playseat, ceva șmecherie de asta. Oricum, frumos. Dar
Nu o să mai vedeți jocul așa și pe mine într-un colțișor, o să fie total diferit când ne mutăm în nou studio, dar trebuie să avem puțin răbdare. Hai să vedem cât duce. Nu e mare diferență la fuva asta, zic că ar trebui să bage, frate, să-ți vezi mâna până aici, exact până aici, că așa vezi în realitate când conduci, îți vezi de aici încolo. Nu, în panea mea, îți vezi, că nu stai așa, nu ții așa volanul, mi se pare stupid. Și mai ales pe console l-au blocat, care pe console ai monitor mare, de obicei. Că e la televizor, știi? Și să vezi așa direct în botul mașinii, urât tare, în volan 320. Liniște. De ce am zis și liniște, că oricum nu vorbește nimeni, doar eu. Dă-mă 340, dă-mă 2. Vine curba, am nimeni. Am toate Volkswagen-urile și pe ăsta nu l-am. Eeeets. Haideți să luăm un de la de pe internet să vedem. Dar nu cred că pot să prind de la, pentru că nu am Xbox Live. Deci asta înseamnă că nu prea am cum, nu? Sau nu are treabă. Da, nu are treabă, mă, Snow Rally. Du-te, mă, de aici, mă, pleacă de aici. Pleacă de aici. Drag, nu. Golf. De ce ăsta are atâtea de alea, da? Best performance. 8274 displacement 2000-2300. Aparent, cred că asta e în funcție de motor. Ăla 1.6-le are 2000 și ăsta de la mine are 2.3 motorul stoc al mașinii. Uite, ăsta crește destul de mult puterea și newton metru. Ăsta e și mai ușoară. Ăsta e cel mai ok. Cred că e cu motorul celălalt. 64.000, băgam ieși. Da, e cu motorul celălalt. Acum suntem pe 1.6, 4 pistoane în linie. Ăla de nou am vrut să-l pun eu prima oară. Și până la urmă mi-a pus și pachetul ăla ABT. Doar că mi-a pus bara de față cealaltă, aia urâtă tare, nu mi-a pus aia de la ABT. În schimb, spatele și pragurile sunt. Și ce cu jantele astea? Sale ale mele? Da. Bun, hai să vedem cât duce acum. Wow. Wow. Sure. Ce-i trage ăsta? Ce-i trage 1.6-le? Și turbina sau de frumos? Ce-au de frumos tare. Pare prinde tot pe acolo 330 sau... Nu văd că îmi bate o lumină în gemuțul ăla, în partea aia de geam. Sunt în deal și am 320. Cred că dacă mă duc și refac traseul, dacă mă duc și le refac, se face ca lumea. Salut, salut. Cum se aude în față. Deci, fiți atenți. Cum se aude în spate. Ce diferență e sunetul la motor și sunetul la evacuare. E extrem de mare diferența la mașinuța asta. Și interiorul e așa, e oarecum combinat, știi? Ai și evacuare, dar ai și sunetul de la motor. I-am dat-o lui C-clasul ăsta. Nu, e de, acum nu mai e stabilă, nu știu ce s-a întâmplat, dar nu mai e stabilă. Jonglează puțin, dacă ai virat, ești gata. Vedeți-vă, bă, de aici, bă, cum trec cu viteză, bă. Crește, bă, e mai înceată, bă. Hai să lăsăm mai încet aici, că... A, așa. Ia uite, mă, uite, mă, ce a făcut ăla, mă, să-mi sară în față, mă. Să-mi sară în față, mă. Trebuie să iau înapoi pe tunelele alea, că acolo mi-a viteză mare. Îi dăm înapoi frumos și vedem cât se duce. Asta e ca al meu, săracu, de aia l-am lovit. De aia ce știu.
Păi, Tomo, bă, puțin dacă ai virat. La asta trebuie volan, frate, la mașina asta, ca să poți să dai puțin. La asta, dacă ai dat așa din controller, ești gata. Uite. Ce să mai încerc să o redresezi, mă? Bă, s-a catapultat cu spatele. Nu mă așteptam la chestia asta. M-a dat pe jos, uite. Arată frumos, arată frumos tare, mă. Uite un stâlp. Un joc apare Apollo IE, da, văzusem, mai zicea cineva ceva de el, doar că nu prea mă interesează mașinuța aia. 360. Nope, nu merge. Bun, hai să vedem cât e acum în sfârșit top speed-ul. Pe vale, frumos. Acum văd că am navigație acolo. Cracker. Stați așa că trebuie să mă concentrez să vedem cât duce golful. Dar bine să mă concentrez, să nu lovesc mașina, că altceva nu prea văd ce... Aici aș lăsa puțin. Mamă, 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 e în drift, e în drift, e în drift. 320, de unde ai apărut, mă, Mr. Bean? Bă, să-mi bag piciorul, că nu l-am văzut pe Mr. Bean. Băi, puțin mai înceată, mă, ca a mea. Ca setup-ul meu. Trăiește. Mamă, mamă, mor pe ăștia, mă. N-ai unde să-i dai top speed-ul pentru că sunt de-ăștia offline pe care ți-i bagă jocul și parcă când ești pe single player îți bagă prea multe mașini, frate. Bă, prea multe mașini. Nu voiam să fac asta, dar trebuie să o facem, băieți. Trebuie să vedem cât are top speed-ul. Adică, ba, mă, nu pot să văd pentru... Nu, i-am dat altceva. Mi-am stricat mașina. Bă, e stoc, mă, mașina acum. V-am zis că urăsc jocul ăsta. Da, mi-a schimbat și jantele. Poate i-a pus ceva mai, habar n-am. Ce ăsta am? 450... Ia, mă, drag, mă, hai, mă, să vedem ce setup de drag aici, bă, cât de cald e. Subaru WRX, bă, nu, dacă luăm bărzoiul. Ce, mă? Ai, de drag, până la 200 are. Mamă, uite cum le-ai schimbat. Chiar sunt curios cum. Mamă, what? Se ridică, frate, se ridică puțin. Bă, nu glumesc, se ridică. Face Willy, cred. Da, face Willy. O aruncă puțin. Da. Ce tare. Ia-mă cât de repede prinde. De drag, dar cam urât cu schimbatul ăla întâi, a doua acolo, că durează mult. Mamă, cum s-a ridicat botul. Da, mă, hai că până la urmă ne-am făcut cu un golf de drag, care face puțin... Păi da, acolo, jup. Da, cam atât cu episodul ăsta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne vedem, evident, data... viitoare! Pa, mamă.